Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul primar Constantin Toma. Dânsul candidează pentru un nou mandat la conducerea primăriei din partea PSD. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, mai trecea un pic și... Și nu ne vedeam deloc în campanie, după, da. 8 ani de zile. E cea mai importantă săptămână, știți cum e. Da. Da. Și nu discutați cu primarul în funcție și viitorul primar absolut deloc. În campanie electorală, da. Noroc că ne vedem în ultimele zile de campanie, până la urmă cele mai importante. Așa este. Cum a fost până acum? Am văzut că ați mers prin cartiere. Simt foarte bine ce se întâmplă, în sensul în care buzoienii sunt ok cu mine și eu cu buzoienii. Simt cu toată sinceritatea, așa că atmosfera este mai bună decât atunci în 2020 și asta pentru faptul că s-au făcut foarte multe proiecte. Dacă atunci în 2020 spuneam că am trezit încrederea buzoienilor, pentru că să fim cinstiți, să fiu cinstit, 2016-2020 mare lucru nu s-a făcut. Începuseră într-adevăr proiecte, le gândeam, le anunțam, comunicam, dar proiectele în adevăratul sens al cuvântului puse în practică, bineînțeles, este doar un început. A fost perioada asta 2020-2024 și bineînțeles cărticica asta va fi la foarte multă lume, 32 de pagini. Ați trimis-o deja, bănuiesc, cu nu? Proiecte, da, și eu și dăm oamenilor pe unde ne întâlnim cu ei, proiectele care au fost duse la capăt, că toți spunea, bă, ăsta le începe, nu termin niciun proiect. Toate proiectele pe care le-am început și care s-au finalizat în perioada asta, proiecte care sunt în acest moment în curs și proiecte care vor urma începând din 2024, pentru că trebuie spus, în momentul ăsta avem în diferite faze, atenție, de pus în aplicare contracte de finanțare de peste 300 de milioane de euro. Vă dați seama, s-a cheltuit în jur de 100 de milioane de euro și Buzău a început să arate din ce în ce mai bine, dar încă 300 și nu ne oprim aici, pentru că sunt multe proiecte la care lucrăm în momentul ăsta pentru a desăvârși și a ajunge acolo la viziunea aia de dezvoltare pe care visez de la început, de atunci, din 2016-2017, când cu 40 de oameni am definit o viziune de dezvoltare pentru municipiul Buzău, Buzău oraș magnet până în 2030, cu misiunea ca Buzău să obțină așa de multă atractivitate și competitivitate pentru cetățenii Buzăului, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât să devină, de ce nu, unul dintre cele mai bune orașe de locuit din România și unul dintre cele mai importante orașe din România. Bineînțeles, toată... am chepuit totul ca o căsuță, așa, nu știu dacă am destinat-o pe aici. Eu știu, acoperișul este viziunea, podul este misiunea, iar stâlpii casei sunt economia, educația, parte de social și parte de cultural. Și s-au întâmplat foarte multe lucruri și nu se rău acum aș nici lipsi de modestie, dacă aș începe cu ultima pagină, îmi dați voi un pic. Vă rog, vă rog. Am zis aici, la capitolul 8, am pus un capitol 8, așa, care cred că acum 4 ani, cred că am avut și atunci ceva, recunoașteri naționale și internaționale ale proiectelor dezvoltate de Primăria Municipiului Buzău. Este pagina 30. Am pus doar câteva, că ele sunt multe. Trofeul de cel mai bun brand de oraș din Europa, câștigat la cea mai mare competiție de branduri din lume, Transform Magazine Awards, de la Londra, capitala Marii Britanii. Eticheta europeană pentru excelența în bună guvernare, elogi. Premiu acordat de Consiliul Europei pentru aplicarea cu responsabilitate în activitatea administrației publice locale a celor 12 principii ale bunei guvernări democratice. Se întâmplă la Buzău. Premier național. Premiul 1 la concursul desfășurat anual de Ambasada Franței la București cu tema Orașe Durabile 2021. Premiul pentru administrația publică eficientă și sustenabilă oferit de Camera de Comerț Româno-Germană la ediția Cities of Tomorrow, 13-16 septembrie 2021. Acordarea titlului de Mayor of the Year, primarul anului 2022, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, la Gala Asociației Române pentru Smart City, ediția 6. Premiul pentru promovarea economiei locale și circulare la Gala Premiilor Revistei Capital, top 100 cei mai buni manageri din România, un top al celor mai inspirați conducători din anul 2021.
titlul de campion al educației pentru proiectul Școala din Par la categoria administrație publică din cadrul Galei Dezvoltări Durabile de la Guvernul României, înainte să fie Marcel Ciolacu prim-ministru. Smart City Industria Awards, ediția 6-a Smart Environment pentru proiectul Smart Green and Circular Buzău, Primăria Municipiului Buzău. Deci toate proiectele astea au început să fie recunoscute și la nivel național și la nivel internațional, pentru că mi-am propus și ne-am propus cu echipa pe care o avem la primărie să ne diferențiem. Nu numai firmele sunt în competiție, nu numai indivizii sunt în competiție, și țările și orașele sunt în competiție. Am pus orașul Buzău în competiție cu orice oraș din România, cu orice oraș din Europa, cu orice oraș din lume, pentru că toate orașele se bat pentru aceleași trei chestii. Am văzut că acum... Mai mulți locuitori și mai buni, stai să-mi dau drumul. Vă rog, spuneți, mai mulți locuitori și mai buni, mai mulți investitori și mai buni, mai mulți vizitatori și mai buni, pentru că, uite, citeam despre, am auzit despre Veneția, la 250 de milioane de locuitori, 13 milioane de vizitatori anul trecut și nu mai poți săraci, bă, să închidem orașul, că murim aici de neasfisie și cu căldurile astea. Păi asta voiam să spun, că am văzut că ați propus ca Buzăul să devină capitala tineretului anul viitor, probabil. Da, a venit, vom fi parte în acest proiect, a venit tinerii la mine, e un proiect foarte curajos, bineînțeles, îmi place ideea și o susțin și o susținem, astfel încât Buzăul să-l punem în valoare și până astfel de proiecte, de ce nu capitala tineretului în România, în anii următori, nu știu dacă neapărat la anul, dar Buzău a început să arate altfel și nu-ți mai e teamă că, eu știu, te faci de râs. Încet, încet, fiecare proiect înseamnă un salt înainte, până la urmă. Revenim și la proiecte imediat. Spuneți-mi cum vi s-a părut campania electorală până acum, agresivă? Nu a fost totul în liniște făcut? Sau? Da, a fost liniște, nu a fost nicio bătaie serioasă, așa cum am auzit că s-a întâmplat până la Lanu, pe la Lanu, cum am întrebat două televiziuni, centrarea asta, ce știu. Doamne, s-a întâmplat la Buzău, că ăștia de la București nu prea văd așa în zare și cu căldurile astea, a zis că e la Buzău, doamne, la Buzău nu s-a întâmplat nimic. Sunt în fiecare zi pe stradă și nu e nicio problemă. Sigur, mai mult, cum se întâmplă în chestia asta online, cu o mulțime de minciuni, încerc să mă apăr cu proiectele pe care le avem și pe care le propunem. Să fac tot felul de chestii, într-un stil de ăsta agresiv, mincinos, dar eu știu, consider pe buzoieni sau pe marea majoritate a buzoienilor prea deștepți ca să pună botul între ghilimele, scuze, botul la astfel de prostii. Că... Dar buzoienii ce v-au spus când ați mers la ei acasă? Chiar mă... Mi-a plăcut, adică toată lumea, domnule, vă susținem, adică nu... N-au fost oameni nemulțumiți? Foarte puțin, foarte, foarte puțin. Și, exemplu, am întâlnit în cartierul Mihai Viteaz, domnul, ați făcut o mulțime de chestii. Domnule, eu vreau să votez și vă spun în față, da, domnule, că... Pe care îl consideră cel mai slab dintre cei 6-7 care sunt. Și foarte bine, ne-am strâns, bun, am plecat, nu am niciun fel de problemă. Așa, să-i dau și eu o șansă. Da, ții, domnule, că asta e democrația. Și pe cuvântul meu, dacă nu, asta e democrația. Spuneați că a fost mandatul acesta, încă până în septembrie este în vigoare, a fost cel mai fructuos pentru dumneavoastră, asta și pentru că ați avut pentru majoritate în Consiliul Local. Pentru că până la urmă n-am venit pentru altceva, am venit să fac ceva și dacă se poate să lași ceva în urmă. Că bunicul meu spunea, bă, lasă cel puțin un gând bun după ce nu vei mai fi. Eu cred că am reușit mai mult de atât și să poate și mai mult, pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce mă diferențiază și tot așa cu n-am niciun fel de aroganță față de ceilalți. Eu chiar am avut proiecte și am în continuare. Oamenii ăștia, doamne sau domn, n-au dus niciun proiect la capăt. În momentul în care l-ai gândit și să-l duci la capăt, așa și pe urmă să spui că Piața Dacia e claviatura, pe urmă să spui că rondul ăla de la Drăgăi, că nu mai vorbește nimeni, a fost pus câș. E foarte dificil, e foarte ușor să vorbești și pe urmă când pui în practică să vezi că întotdeauna apar probleme, dar ăștia acolo să le duci la capăt. Probabil așa, nu le-am înumărat, dar gândiți-vă că numai în ăștia 4 ani au fost 402 proiecte, din care 203 proiecte de infrastructură, atenție, deci nu spun prostie aici, vin cu dovezi, le pun pe hârtie. Și vreo alte 200 din zona asta a școlilor, tot felul de alte proiecte, zona de social, zona de cultural. Nu mai vorbesc în ăilalți 4 ani și nu mai vorbesc în ceea ce s-a întâmplat până am venit la primăria Buzău. Pentru că trebuie spus să am intrat la primăria Buzău târziu, la 56-57 de ani, deci de 8 ani primar.
și 57 de ani și până atunci vă dați seama, s-au întâmplat o mulțime de chestii, inclusiv în timpurile altele, când am avut o mulțime de idei pe care le-am pus în practică atunci ca tânăr inginer la metalurgică, pe urmă șef de secție. Viața, cum să spun eu, e plină de neprevăzut, dar întotdeauna dacă te zbați, muncești, faci ceva, reușești. Dacă nu, numai spui că vei face și numai critici și tu de fapt n-ai făcut niciodată nimic, nu știu dacă poți să câștigi încrederea oamenilor. Numai cu minciuni și numai faptul că critici fără să propui altceva. Vom vedea ce vor spune oamenii. Bă, oamenii de foarte mulți nu știu ce trebuie să facă ca să meargă orașul ăsta înainte. Eu studiez, mă duc în deplasare, tot timpul numai ochi și urechi, mă, ce se mai poate aplica aici la noi ca să fie mai bine? Și pot să spun cu mândrie așa că și ieri, uite, la școala 16, la Ion Creangă, astăzi o întâlnire cu o delegație Republica Moldova la Centrul Iazul Morilor. S-au întâmplat o mulțime de lucruri în zona asta de educație și sunt foarte mândru de treaba asta. Mă întrebam de majoritatea din Consiliul Local Municipal, pentru că BAM este importantă pentru proiectele pe care le propuneți și pentru soarta lor. Și aveți o echipă cu mulți oameni noi. E decisivă. Au venit 4, 5, 6, noi nouți, ca să spun așa. Și întăresc echipa, unii au plecat, bineînțeles, asta este viața, dar fără Consiliul Local și mulțumesc buzoienilor, pentru că atunci, în 2020, mi-au dat o majoritate. Nu numai o majoritate, o majoritate absolută, două treimi. Și am putut să trecem proiectele foarte ușor, nu am întârziat, gândiți-vă ce a fost aici lângă noi, lângă Focșan sau în altă parte în care au fost la limită și primarul n-a avut majoritate în Consiliul Local, pur și simplu a fost sabotat. Adică cu toată dragostea, în primul mandat atunci, în 2016, aveam 11 consilieri din 23, n-am avut majoritate. Inclusiv aia care erau, scria PSD pe ei, nu votau cu Toma, cu primarul ales, adică am trecut o parte, sunt la concurenta mea, nu e nicio problemă, dar asta este viața și important este și rugămintea este, dacă tot pune ștampila pe Toma, pune și dincolo că tot eu scap de listă la Consiliul Local, îți pe locul întâi și într-o parte și în alta, au tras de vreo 4 ori, vede ce înseamnă soarta și a ieșit tot Toma, da. Și pentru că fără echipă nu faci nimic. Și chiar, cum să vă spun eu, au fost rezultate și Oana cât ea de plăpând așa s-a descurcat, Oana Matache vorbesc, s-a descurcat minunat pe zona asta de educație și cultură, funcționarea orașului Ionuț Apostu, pe partea cealaltă am asigurat coordonarea la tot ce înseamnă povestea asta, inclusiv partea de investiții care nu e ușoară deloc și bineînțeles au crescut niște oameni minunați, am mai reușit să aduc foarte puțini oameni de afară și toate astea niște condiții absolut jalnice pentru funcționarea unui oraș. Funcționam cu cea mai mică echipă din România, 6 oameni la fonduri europene, doar câțiva oameni pe la arhitectul șef, suntem în plină dezvoltare cu o mulțime de proiecte, suntem cu organigrama suspendată de 8 ani de zile. Acum, Doamne ajută, în sfârșit, să nu se supere judecătorii sau șefii lor de aici, de la tribunal, pentru că sper să, în sfârșit, s-a strămutat procesul la Curtea de Apel București. Sper, în sfârșit, după 8 ani în care suntem în faza de suspendare, să putem avea organigramă la care visez. Am o viziune de pus în aplicare, pentru că, iată, zbaterea asta s-a concretizat cazunic în România și într-o carte, Kaizen în administrația publică, o reformă necesară României, scoasă la editura Litera împreună cu Kaizen Institut Global, filiara din România. S-au vândut cărți până acum? Carte, cum să nu știu, am cumpărat 269 de lei, sunt toate librăriile importante din România și mi-au mai scris și colegi, am mai vorbit cu ei. Și foarte important, au cerut japonezii să fie pusă această carte și s-a pus deja, în sfârșit sau se pune acum, s-a terminat sigur tipărirea în limba engleză pe Amazon. Ceea ce este minunat, în limba engleză. Ceea ce este extraordinar, pentru că este o experiență foarte interesantă pentru prima dată, chiar dacă una din contracandidatele mele, că am două, domnule, Kaizen ăsta e o tâmpenie, e o mizerie. Dom'le, chestia asta a salvat Buzău și am argumente. Dom'le, ai să citească mai mult și recomand și cartea să ducă la Cărturești acela. La centrul comercial, da. La centrul comercial. A scris-o împreună cu doamna Simona Săvulescu, Simona Săvulescu și, ziceți, Mădălina
Roșca din primăria Buzău, pentru că Simona Săvulescu am început și dincolo când eram la Grup Romet și aici când era consilieră, că am avut o consilieră personală înainte să dea concursul la compania de apă, unde era o companie foarte dificilă și trebuia dus mai departe acolo. 358 de milioane de euro sunt în desfășurare acum, cel mai mare proiect pe care l-a avut municipiul și județul Buzău vreodată în istorie și, bineînțeles, cu directorul pe România, domnul Julien Bratu și cu Andrei, care este directorul executiv al Kaizen Institut Global Filiera din România. E o mândrie și pentru ei, pentru că i-au felicitat colegi din toată lumea. Doamna Riza Cox, fata lui Masaki Imai, pe care l-am cunoscut personal, japonezul care a inventat acest lucru, a făcut o scrisoare care am pus-o și pe ultima copertă. Nu o spun ce a scris acolo ca să încurajez lumea să cumpere această carte. E un lucru minunat și Kaizen ăsta se aplică peste tot în lume. Marile firme, nu în administrație, din păcate, se aplică în India în administrație și a început să aplice, de exemplu, orașul Bursa a contractat, a plătit multe milioane de euro ca să înceapă Kaizen acum în Turcia, în Olanda s-a început și acolo. Riza Cox e căsătorită cu domnul Cox, care este domnul Masaki Imai a murit și domnul Cox acum este directorul, CEO-ul pe tot mapamondo. De ce înseamnă Kaizen? Lumea asta anglosaxonă se numește Lean Management, lumea asta și la România, în România se numește Kaizen, în Asia Kaizen, iar Elon Musk, cel cu Tesla și numai cu Starlink-ul și așa mai departe, îi zice pur și simplu Continuous Improvement, îmbunătățire continuă. Domnule primar, v-am văzut și pe bicicletă ieri, ați făcut campanie pe bicicletă cu toți mă laud că merg pe jos și chiar merg pe jos, dar ieri, fa de râs aici, n-am mai mers cu bicicleta de foarte mult timp și mi-a ieșit de prima dată și chiar a fost o bucurie, am mers 2 ore, i-am cam pus în dificultate la 30 de grade, pe o parte la umbră din colegii mei, dar n-am niciun fel de febră pentru că m-a ajutat antrenamentul de mers pe jos. Avem 21 de kilometri de piste de biciclete în Buzău și discutam și dimineața cu arhitecta șefă, cu orbitalul care este foarte avansat și trebuie să ne fie predat acum în studiu de fezabilitate în luna iunie, pe urmează proiectul tehnic și execuția, ceea ce e minunat, centura asta 24 de km în jurul Buzăului va avea și pista de biciclete și vom putea ajunge în următorii 4 ani să dublăm această distanță de 20 de km și mai adăugăm vreo 40. Sunt condiții pentru treaba asta. Mai avem câteva zile de campanie și începe Drăgaica fix cu o zi înainte de alegeri. Păi așa a început întotdeauna, n-am programat-o așa de alegeri. Bineînțeles că o să fiu pe scenă, probabil că o să mai supere cineva ca să anunț că cel mai vechi târg din România și să urez buzoienilor distracție, pentru că suntem și un oraș al distracției, nu suntem un oraș trist. Trebuie să mergem mai departe și cu toate aceste proiecte culturale și să avem aproape și istoria și tradiția, pentru că ne ajută foarte mult în ceea ce suntem și în ceea ce vrem să devenim. Noutăți la Drăgaica anul ăsta? O mulțime. Practic, toate numele mari din țara asta sunt aici. Bineînțeles, la mijloc, încă nu s-a început promovarea. Este Festivalul Național Concurs de Muzică Populară Benone Sinulescu. Bineînțeles cu o mulțime de nume mari și aici, copiii din toată țara, super, super talentații. E spectacolul nostru, este unul din brandurile noastre mari și țin foarte mult la el, ca toți buzoienii de altfel. Domnul Ciolacu vine la Drăgaica sau nu mai vine până pe nouă? Cu siguranță va veni, pentru că îi place foarte mult și lui. Adică să facă băieți de mulțime așa, e buzoian, să simte foarte bine acasă. Vreau să vorbim despre proiecte, domnule primar, și știți cu siguranță care au fost temele contracandidaților dumneavoastră și am văzut că aveți în această broșură aveți și un proiect pentru o parcare subterană. Dacă ne puteți da mai multe detalii, pentru că știu că tot ați încercat să găsiți un loc pentru o parcare subterană. O parcare în centru, sigur, ne trebuie. Până la urmă, ne imaginăm aici, în spatele Catedralei Sfântul Sava sau Sfinților Martiri Brâncoveanu, în parcul Ștefan Frățilă. Cine Ștefan Frățilă? A fost un șef de la Metalurgica, dar unul din, de fapt, primul primar ales după 90 al Buzăului, un om extraordinar. Să ne ducem acolo să vedem ce ne spun studiile, un P-3, adică pe 3 etaje în jos, și după ce distrugem parcul și facem parcarea, facem parc deasupra și nu va mai fi, cum să spunem, niciun loc acolo să va mai putea trece nici cu mașina, se va trece, bineînțeles, până această parcare,
care poate pleca din centru aici și să iasă pe strada Obor. Îmi doresc lucrul ăsta, avem nevoie de așa ceva și o vom face încet, încet. Am încercat așa cu știți dincolo, nu s-a putut, dar cu siguranță ne va ieși până la urmă. Întrebați-mă și de Spitalul Municipal, uite aici, proiecte pentru perioada 2024-2028. Eu le-am scris împreună cu Ionuș și cu Ana, dar vă le citesc ca să fie mai repede. Vorbesc de proiecte mari. Ați văzut că Spitalul Municipal, spun contracandidații dumneavoastră, o parte dintre ei, că e posibil să nu se facă în termenul de 7 ani, adică au mai rămas 5 ani. Ei spun orice prostie. Ce le spuneți buzoienilor care se tem că ar spun putea că să fie adevărat? Pe drumul cel bun, deci mai avem foarte, foarte puțin și să aprobăm pus în Consiliul Local. Suntem practic în etapa de dezbatere, o dezbatere de asta tehnică dată de vederea avizării în Comisia Tehnică dată de arhitectul șef, după care va urma dezbaterea propriu-zisă și, bineînțeles, în iulie cel târziu vom avea aprobat acest pus pentru acest spital. A fost o lucrare foarte grea, de-aia a durat atât, trecând și autostrada până apropiere, nefiind utilități pe zonă, fiind și o unitate terenului unități militare în apropiere. Nu e deloc simplu. Repede vorbești și poți să spui o mulțime de prostii ca să distrugi orice. Așa s-a întâmplat și cu aceiași băieți, și cu Iazul Morilor, cu centrul ăsta, așa s-a întâmplat și cu locomotiva de la gară și cu Calea Eroilor. Uite, acum va fi Calea Eroilor, Aerului sau cum, Calea Viații. Vom vedea aici pe Unirii Nord. Sunt proiecte care, sigur, dacă nu sunt contestate, nu există. Dar să stea liniștiți că totul va fi ok. Deci construirea unui spital municipal, a fost elaborat planul urbanistic zonal, v-am spus în dezbatere, construirea unei centuri ecuritoare în jurul Buzăului de tip orbital de 24 de km în regim de drum expres cu conexiune la autostrada 7, drum expres Buzău-Brăilaș DN2, e 85. Deci o idee care a apărut atunci când am lucrat la planul urbanistic general, Pugul Buzăului, care mai avem un singur aviz de la cultură și l-am rezolvat și pe ăsta, urmând să fie avizat la nivel central, și a apărut această idee minunată care am încurajat-o. Și nu pot să nu spun treaba asta, pentru că n-am prins-o aici, că de ziua mea am primit un cadou minunat. A venit un domn inginer, nu-i dau numele că nu mi-a dat voie, adică nu, în momentul respectiv să spun, și de Constantin Șerena, și a venit cu un plan așa, cu făcut din dron, să avem o a treia cale spre zona industrială, adică să se plece de undeva de pe Republicii și 133 de metri peste calea ferată și să ajungem în Aurel Vlaicu și de acolo în zona industrială. Pentru că noi am mărit prin acest plan urbanistic general, atenție, am mărit intravilanul Buzăului până la autostradă cu 775 de hectare. Acolo se va dezvolta economia buzoiană. Vă dați seama, cei mai mulți angajați în momentul ăsta din municipiul Buzău sunt în zona industrială, ne apropiem de 20.000 de oameni. Este extraordinar. Dar știu acum ca primar, pentru că am aproape săptămânal o întâlnire, două importante, de firme interesate, unele sunt în Buzău, unele vin acum să se dezvolte în zona aia spre autostradă. Pentru că Buzău a fost așezat minunat, n-a fost conectat suficient. Dar vă dați seama, autostrada A7, drumul expres Buzău-Brăila, magistrala CF500 București-Vicșani, cale ferată, sper să avem următorii 4 ani, de ce nu, măcar un terminal pentru marfă civilă la Boboc, să avem și un aeroport civil și îl vom avea. Realizarea unei parcări subterane de 500 de locuri în zona centrală și înființarea de noi parcări în cartiere. Continuarea reabilitării tuturor străzilor, trotuarilor și parcărilor din oraș. Practic de 8 ani nu ne oprim. Dar nefăcându-se nimic să nu se supere nimeni, că asta a fost realitatea, bineînțeles că mai e mult de robotit aici, așa nu ne oprim. Realizarea de locuințe sociale și atribuirea de locuri de case tinerilor. Aici, într-adevăr, este o mare problemă și nu o critic pe nimeni. Dacă ne ieșea povestea cu unirea cu Țintești, s-ar fi întâmplat și sper că să va întâmpla vreodată, nu numai cu Țintești, și cu Vadupași, și cu Mărăcineni, și cu ce mai avem pe aici, Mereiu, în partea asta, altul Costeștiu. Pentru că reforma administrativă, și ați văzut, vorbesc, sunt unul din cei care vorbesc cel mai mult la nivel central și ori de câte ori am ocazia, pentru că noi am fost încremeniți în anul de grație 1968, ultima reformă administrativă făcută în această țară, de Nicolae Ceaușescu, am rămas, suntem singura țară din Uniunea Europeană fără niciun fel de reformă de atâția ani și este necesar așa ceva.
Nu poți să ai la Pardoși, mă uitam acum câți alegători, vreo 360 ceva, altă comună, nu mai știu, 500 și ceva. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie făcut ceva. Și atunci vă dați seama, asta cu Țintești ar fi fost dublarea suprafeței administrative a Buzăului. Și am fi avut foarte mult teren să-l dăm, de exemplu, 300, 400, 500 de metri pentru o familie în concesiune pe 49 de ani. Realizarea unui centru modern pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Lângă acest spital, deci avem această donație de 7 hectare, va fi și așa ceva, satul pentru bătrâni sau un spital paliativ, dar o chestie super, super modernă. Cu spitalul CFR ce ați mai făcut? Spitalul CFR este foarte necesar în această etapă pentru a avea spital municipal construit de la zero. Deci se lucrează acum, este în avizare, hotărârea de guvern pentru înființarea entității juridice Spitalul Municipal Buzău. În aceeași hotărâre de guvern este și transferul secției exterioare a Spitalului CFR Galați. Când ar trebui să vină hotărârea? Eu sper, dacă sunt vreo 4 ministere le-a avizat, sper. Eu știu, maxim luna iulie, eu știu, cel târziu luna august să avem așa ceva și să se facă acest transfer și să investim acolo până să va construi spitalul, să avem un al doilea spital în Buzău la un standard ridicat. Pentru că în spitalul CFR de la Buzău nu prea s-a investit. Este o realitate și nu trebuie să supere nimeni de acolo cu oamenii. Tot ei mi-au spus și știu mai bine această realitate. Domnule primar, vă întrerup puțin. Continuăm după pauză cu proiectele. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma, așa cum știți, candidat PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Domnule primar, vorbeam despre proiecte, dar pentru că toți suntem în campanie electorală în ultimele zile, foarte multe acuzații ale contracandidaților dumneavoastră vis-a-vis de implementarea anumitor proiecte în Buzău. Și vreau să încep cu cel mai criticat proiect, acela al semafoarelor din municipiu. Foarte multe semafoare care, spun unii, mai mult blochează decât fluidizează traficul. S-a speculat și faptul că ați avea un interes în această afacere cu semafoarele. Doamna asta de la liberal, nici nu-i spun numele, și de fapt ei nu sunt liberali, iertați-mă, uitați-vă, primii 6 n-au nicio treabă. Băia care sunt liberali, cei care sunt liberali, sunt pe la coada clasamentului sau deloc, cel puțin pe lista de consilieri. Dar nu e problema mea asta. Eu, dacă aș fi de dreapta, nu i-aș vota. Nu le răspundeți lor, le răspund buzoienilor pentru că s-a creat această treabă. Încă o dată, acest proiect de management inteligent al traficului, în care trebuie să montezi și semafoare. Nu se poate management inteligent fără semafoare. Alături de semafoare sau împreună cu semafoarele, sunt calculatoare, sunt camere de supraveghere, sunt senzori îngropați în asfalt. Sunt același sistem, mai puțin senzorii sunt pe toate autobuzele transbuz, inclusiv camere de supraveghere, calculatoare, pentru a putea comunica cu intersecția. S-au pus semafoare și pe verticală, pentru că trebuie să vezi și la înălțimea ochilor când ești în autoturism și, eu știu, șoferul de autobuz sau cei care sunt pe mașinile de intervenții. Inclusiv doamna sugera cu așa, fără nerușinare, pot să spun că m-a chiar deranjat, că domnule să cumpără semafoare și să iau bani care să fie, adică vezi, doamne, că aș lua șpagă pe treaba asta. Doamna Carmen Ichim, uite că vă spun și numele, interesați-vă dacă ați lucrat vreodată cu fonduri europene. Vorbiți și cu soțul dumneavoastră, care îmi cer scuze de treaba asta, polițist, și știe mai bine decât dumneavoastră treaba. Să ne dea și nouă un ghid cum se poate fura bani europeni, că eu nu mi-am dat seama până acum. Deci licitație internațională, poate veni oricine, verificări pe nu știu câte trepte, inclusiv acei experți, la Brăila, la ADR, ori te duci la minister, la fel îți verificăm încă o dată toate documentele. Nu se poate, iar dacă este vreun dubiu, firma este contestată de firma, de exemplu, la apă, a câștigat până la urmă firma de pe locul 3. La partea de străzi mari, în care n-a fost proiectul ăsta, deci au fost 14 luni de contestații și a câștigat Ștrabagul, știți foarte bine, în 4 instanțe au fost acolo, în 14 luni de contestații. Despre asta vorbim.
Deci anul trecut în Buzău au mai intrat încă, s-au mai înregistrat încă 7.000 de mașini. Avem aproape 70.000 de mașini. Ce vreți să desființați semafoarele? Le desființăm pe toate și veniți dumneavoastră în intersecții și conduceți Doamna Echim, să vă poată răspunde așa, că îi oferim ocazia de a vă da un drept la replică. Spune așa tâmpenii de ceva de groază. Pe urmă tot cu apa aia scumpă. Deci în 2019 era prefect și domnule, dați cu celeritate hotărâri de Consiliul Local, că altfel nu vă dau avizul pe legalitate. S-a făcut și treaba asta. Există documente în sensul ăsta. Doamna Echim a spus ulterior că în momentul în care a fost această discuție, era vorba de un preț, apoi ați venit cu alte hotărâri, ai când însă nu mai era prefect și nu mai putea interveni. Deci încă o dată, grila aia de tarifare, deci este aceeași, care este valabilă, am adunat în două... Nu se schimbă, dar ești de capul tău, ți se dă bani, ți s-a dat bani și trebuie să vorbesc despre treaba asta. Că am mai fost întrebat pe stradă, doamne, de ce e prețul mare al apei? Și o să-i explic o chestie așa. În ultimii ani, sau de fapt 2017 încoace, fac o analiză foarte interesantă, foarte multe analize. Una este una ciudată și o să ziceți acum, am nebunit, e sănătos. Câți morți sunt în fiecare an în Buzău? Și de ce boli mor? În ultimii 3 ani, pe primul loc a fost cancerul. Chiar cu la peste 40% și pe locul 2 bolile cardiovasculare. De foarte mulți ani, mai 20-25 de ani, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat să nu mai fie în rețelele de apă conducte de azbociment. În Buzău, dragi buzoieni, mai sunt conducte de azbociment. Încercăm prin acest program, care dacă n-ar fi fost această finanțare de la Uniunea Europeană, nu puteam să înlocuim aceste conducte. Deci numai în Buzău acum pe cele 43 de străzi, pe reconfigurarea acestor rețele de apă potabilă și de canalizare, inclusiv cu înlocuirea acestor conducte și conducte de oțel care sunt făcute praf, 26 de milioane de euro fără TVA, sumă pe care municipiul Buzău n-ar fi avut-o niciodată. Toată suma pentru tot județul Buzău este de 358 de milioane de euro. Un proiect absolut extraordinar și o felicit încă o dată pe doamna Simona Săvulescu și echipa de acolo, că au făcut un lucru minunat, doar 20 de companii din România au reușit o astfel de performanță, dar a fost pusă o condiție de Uniunea Europeană. Prin această strategie de tarifare, ca așa se numește, între 2020 și 2025, să crească prețul apei, atenție, astfel încât să rămână companiei de apă circa 20 de milioane de euro, practic o coparticipare din partea noastră a tuturor. Îți dau 358 de milioane de euro dacă tu pui de la tine 20 de milioane de euro, care nu ți ia Uniunea Europeană. Atenție! Consolidez compania astfel încât să poată avea o stabilitate și să livreze apă potabilă și să aibă tot un 24 din 24 la un nivel de calitate înalt și să ai și epurarea apei de asemenea la un nivel de calitate înalt. Asta se întâmplă acum. Mai mult de atât, lucrurile s-au desfășurat așa de bine încât sunt toate condițiile ca de la 1 ianuarie 2026 să înceapă să se reducă prețul la apă. Deja compania de apă Buzău este pe primul loc în România la ceea ce înseamnă pierderi tehnologice, a început să implementeze, deja funcționează prima fermă de fotovoltaice, pentru că 30% din consumul de energie electrică la compania de apă, care este cel mai mare consumator de energie electrică din județul Buzău, se întâmplă la stația de epurare. Deci cu ferma asta de fotovoltaice de acolo, să vom mai monta una la stația de epurare la Armeniu Sărat, să se reducă costurile cu energie electrică, astfel încât atunci, în 2026, să ai de unde reduce prețul la apă. Despre asta vorbim. La gunoi, la fel, să fac tot felul de comparații de-astea aiurea, să fac investiții masive în Buzău. Deci, numai inclusiv în Garda de Mediu, condusă de doamna Carmen Echim, foarte bine își face datoria. Plătim amenzi și numai anul trecut, cred că am plătit 17 miliarde de lei, pentru că nu se colectează gunoaiele separat, deci trebuie să le colectăm pe cât mai multe fracții, pe 4 fracții în Buzău și din păcate încă se mai aruncă gunoaiele, cel puțin în oamenii care locuiesc la bloc, nu există o separare clară a gunoaielor și de aici avem o mulțime de probleme cu taxa pe economia circulară. 70% din prețul la gunoi se duce la stat. Încă o dată, se duce la stat.
Deci nu rămâne companiei și nici primăriei Buzău, nici atât. Despre asta vorbim. Ca primar trebuie să faci să-ți funcționeze orașul, dar să te gândești și la viitor. Și asta facem în momentul ăsta. Nu este ușor deloc. Deci eu aș fi nebun, dar nu, să am prețul cel mai mic la apă. Vreau să-l am mai scump, nu, să-l am cel mai... Ce s-am auzit în campania asta electorală de la competitori și ideea că acea sumă de bani pe care Uniunea Europeană a impus-o trebuia să fie plătită de compania de apă, nu de către Buzoi. Nu, este o minciună sfruntată. Oameni care nu cunosc și aruncă, creează vârf. Deci așa, condiția a fost pusă de creșterea prețului. Cum au creat-o și pe asta cu semafoarele, cu una din fetele mele, ar fi, ori ar lucra, ori ar fi angajată la firma aia. Doamne, ferește! Doamne, oamenii ăștia care spuneți așa ceva, verificați-le, dacă le aveți, dați la organul statului. Am fost atâtea... Vă amintesc, nu se mai vorbește nimic acum 4 ani, când un domn, Florescu, arăta la dumneavoastră în emisiune, în campanie electorală, a luat 4%, toma evaziune fiscală, toma la pușcărie, toma spălare de bani europeni. Și nu s-a întâmplat. Iar nu e studios, păi el nu e în studio, dar a fost acum 4 ani și păreți că sunteți de acord cu el, nu vă spărați pe mine, adică nu prea contrabalansați așa. Și acum nu mai era un nimic. Document pe care l-a arătat. Și eu nu aveam acces în propriul meu dosar. Nu și dumnealui a avea. Un document și pe care l-a prezentat. Document de la DNA în care n-a spălat bani europeni pentru că nu derulați în fonduri europene. S-a făcut expertiză. N-a dat încă rezultatul. Am rezultatul expertizei. În care... Păi cu rezultatul și îl prezentăm. Păi nu, este zero, doamnă. Vem după alegeri. Este zero evaziune fiscală. Mi-au pus acolo 1,4 milioane de euro că am furat de la stat. Și după expertiză și după 11 ani, a trecut la ăștia să clasează la 10 ani, la mine au trecut 11. Și nu mai spune nimeni nimic. Păi dacă era ceva, nu scotea doamna Carmen Ichima acum, că are soțul, știa foarte bine această informație. Nu mai scot și o dau pe semafoară, dau pe apă, o dau pe gunoaie. Dacă nu vorbim despre familie, soțul doamnei Ichima nu candidează la nicio funcție. Nu, da, zis că m-am enervat acum, nu m-am enervat, dar o fac cu enervat. N-are sens să vorbim despre familiile candidaților. Pe o pagină oficială a lor, s-a făcut în toate felurile, în care e poza doamnei. E Carmen Ichima și de-aia m-a supărat. Și sub ea, Toma Cretin, Toma nu știu ce, Toma... Băi, nu se poate așa ceva. Dar nu cred că dânsa va... Nu, dar dacă, dacă e de acord cu treaba aia de acolo, redactorul șeful ăla de la Tineret, conturi false create, mi-a atacat contul, le-am șters că eu așa mă duc, dar ei le-au făcut acolo și au un atac al cetățenului. Dar știți că există o altă cale prin care puteți semnala toate aceste probleme? O cale legală, puteți să faceți o plângere dacă vi s-au adus. Da, am și câștigat un proces împotriva unui așa zis coleg al dumneavoastră și ce, dacă mă ajur în continuare. Dar eu am avut satisfacție atunci când mai mă duc cu nebunul ăsta care mă mințea și povestea toată. Aveți grijă la termenii pe care îi folosiți. Îi folosesc termeni foarte frumoși pentru că... Trebuie să fie un diagnostic dat de un medic psihiatru, nu altfel. Da? Da. Revenind la campania electorală, mai avem o temă de atac sau de nemulțumire a buzoienilor? Ziceți. Pentru că nu doar contracandidații dumneavoastră sunt nemulțumiți, mai sunt și buzoieni, probabil că știți, ați auzit și în emisiunile noastre. Dar este imposibil, este imposibil să mulțumești pe toată lumea, credeți-mă. Ce facem cu traficul în Buzău, domnule primar? S-a mai detensionat situația, nu? Traficul a început să se îmbunătățească. Vrem, nu vrem, uitați-vă pe Bulevardul Unirii, foarte înjurat la început. Acum, uitați-vă pe rețele, că și asta este un barometru extraordinar. S-a întâmplat de s-a rezolvat problema de la rond. Bineînțeles, avem această problemă. Va mai dura... Doamne ajută să se termine în noiembrie. Vorbesc lucru cu rețelele astea, că vă dați seama ce înseamnă. Șantierele astea pe 43 de străzi, cred că s-au depășit deja 20 de străzi închegate. Acum avem probleme pe Dorobanți pentru că este o conductă foarte mare de canalizare magistrală. Am început cu 2 metri jumate de la stația de epurare și aici continuăm cu 2 metri și facem joacțiunea cu o conductă de 1,6 m pe Aleea Sporturilor sau Strada Sporturilor. Dar sunt lucrări foarte necesare Buzăului. Vă dați seama, ieșeau capacele cu totul așa cu mizerie când mai plouă, acum mai plouă din când în când. Despre asta vorbesc. Noi trebuie să pregătim orașul ăsta pentru viitor. Nu-l putem lăsa așa. Cel mai frumos așa și a ieșit cel dinaintea mea 20 de ani fără să facă nimic. Puteam sta și eu ca băul pe coadă așa. Aștepta, lumea nu era deranjată. Bine, asta spuneți de noastră că n-am făcut nimic, dar lucrările înțeleg că au fost la subteran și nu s-au văzut. S-a lucrat pe dedesubt, așa este, nimeni n-a realizat. Nici dumnealui. Dar nu e treaba mea, era tot din parte cu mine, fie sănătos. Dar eu am venit să fac treaba aici și lucrurile au început să miște. Chiar dacă nu ai cum să-i mulțumești pe toți. S-au întâmplat o mulțime de lucruri bune, se vor întâmpla în continuare, dar buzoienii sper să... Îmi dea încrederea dumnealor în continuare pentru că
le pot duce la capăt. Și nu cum spunea doamna că iar revin la dumnei, domne, să trebuia... Să știți că unii s-ar gândi că vă e teamă trebuia de dânsa, dacă totul povenit ține viziune. Trebuia să facă câte un proiect, câte o stradă, una câte una, una câte una. Păi doamna, s-au făcut vreo 200 de străzi până acum aproape. Deci dura 200 de ani. Un an durează să faci o stradă? Poate dura și 2 ani. Da. O stradă importantă. Dar nu poți să le iei una câte una. Este imposibil. Doamne, nu poți să le controlezi pe doamne. Eu am capacitatea să controlez toate aceste proiecte. Să am organigrama aia, să o pun în funcție, să mai angajez niște oameni colo-colo. Mai dau o parte afară, este normal să întâmple așa. Și Buzău ăsta chiar poate deveni o minune. Și sper să am, după 8 ani de zile, mandatul următor, să am o organigramă, să pot avea o echipă cu care să lucrez mai bine decât acum. Pentru că am experiența necesară, după 8 ani știu exact ce trebuie ca să funcționeze acest oraș minunat. Ați amintit și orașul că... minunat să funcționeze și mai minunat ca acum. Ați amintit și despre dorința dumneavoastră de a uni Buzăul cu Țintești. Am văzut că în această campanie electorală ați mers și la Țintești pentru a-l susține pe candidatul PSD la primărie. Acum să mă ierte, ce Aurica, s-a mai întâmplat acolo? Acum să mă ierte Aurica, actualul primar. Din păcate a fost tot ca la domnul Boșcodeală. Aici a fost 20 de ani, acolo 16, nu s-a întâmplat nimic. Și nu puteam să mai stau pentru că lumea arăta cu degetul spre mine. Băi, ești din Țintești, fă ceva. Și atunci am venit cu această propunere cu inginerul Victor Vasile sau Vasile Victor. Nu zic Vasile Victor ca să nu fie notarul, că nu e notarul, nu are ce treabă cu el. Numai coincidență de nume. Și Victor e absolvent de HD-ul, absolvent de Politehnică. E un băiat născut, crescut la 3 case de casa mea în Țintești. Face echipă cu un tânăr din Maxenu. Chiar o echipă minunată. 3 sferturi au studii superioare. Mai rar la țară așa ceva. Și foarte bine motivați așa să schimbe lucrurile și în Țintești și cu siguranță o pot face și o să-i sprijin și eu. Cu sfaturi, bineînțeles, în primul rând. Și Doamne ajută, sper să nou guvern anul viitor să înceapă să gândească și la această țară în sensul să nu se supere pe mine niciun PSD-ist, niciun PNL-ist. Aici, acolo suntem în alianță la București, trebuie făcut reforma administrativă. Fără asta nu mai putem, țara asta nu mai poate progresa. Iar în această reformă administrativă, bineînțeles că toate comunele de pe lângă Buzău ar trebui să facă parte din Buzău. Și este normal așa. Așa s-a întâmplat oriunde în lume. Pe unde mai mergeți în următoarele zile până se încheie campania? Ne ducem peste tot unde n-am fost. Acum suntem în zona asta după ce termina, ce în zona Obor, străduțele astea pe aici. Le-am pus că în funcție de unde e campusul, ca să fiu așa. O să facem și cartierul Orizont și zona aia de Titulescu. Deci le facem pe toate. Bulevardul Unirii l-am mai făcut. Au trecut și cei de la Liberal de vreo 4 ori pe acolo, când încearcă să... Mai mulți nemulțumiți de un cu parcare, dar până la urmă și-a găsit fiecare parcare. Dar... Orașul e deschis tuturor, domnule. Absolut normal. N-am niciun fel de problemă. Și de ce v-am citit treaba asta? Că am mai zis, bă, ăsta e dictator, îi mai citesc o dată aici. Să nu-mi citiți iar toată pagina, că nu mai avem timp. Nu mai am o propoziție. Nu mai am o propoziție, ok. Deci Consiliul Europei a acordat primăriei municipiului Buzău eticheta europeană pentru excelența în bună guvernare, elogi. Știți cât de râvnită e chestia asta? Când spui așa ceva afară, e leșină. Băi, ai făcut toate astea. Trebuie să leșine și în Buzău, domnule primar. N-a leșinat nimeni. De mulțumire, între ghilimele, evident. Nici nevastă mea n-a leșinat când i-am spus treaba asta, așa că... Așa că trebuie să mai încercați, vă mai străduiți. Nu, da, mai glumim acum, da. Dar chiar o chestie minunată. 12 criterii foarte, foarte dure și te analizează ăștia așa la sânge și Buzău ne-am încadrat și aici și... Vă analizează și buzoienii acum? Pe da, e un examen care îl dai din 4 în 4 ani, cum să vă spun, și cu toată sinceritatea așa. Să putea face și mai mult, dar cred că am făcut tot ce puteam face în condițiile date, cu oamenii care m-au avut la îndemână și cu situațiile astea, pentru că este foarte complicat să pleci de la o situație și financiară și de toate felurile, aproape de zero sau mai jos. Și să încep să crești. Și Buzău a început să crească. Mai avem așa 2 minute, cred. Ce le spuneți buzoienilor? De ce să vină la vot pe 9 iunie? De ce să vă voteze pentru un nou mandat la primărie? Principal, cum să vă spun, orice primar în funcție spune treaba asta, dar eu o spun cu argumente.
pentru a continua proiectele astea începute. Vă spuneam că mai sunt 300 de milioane de euro în desfășurare și nu spun vorba de bani, e vorba de proiecte. În afară de proiectele astea în derulare, gândiți-vă Spitalul Municipal. Deci încă nu este finanțat, va primi finanțare, sunt convins de treaba asta. Avem un proiect absolut senzațional care înseamnă punerea în valoare a ceea ce înseamnă canalul Iazul Morilor, care pe 20,3 km, care va fi minunat și pe nord, spre Vernești și pe partea de asta de sud, încercând să utilizăm și aia va însemna iar o reducere a costurilor la compania de apă, să folosim cei 10 milioane de metri cub de apă uzată, care, atenție, după ce îi tratezi, consumă o groază de bani, dai Râul Buzău și plătești apelor române cât deversezi apa în Râul Buzău, din Buzău în Siret, din Siret în Dunăre, din Dunărea Marea Neagră. Plătești pentru treaba asta. Vom avea aici lacuri pe 30-40 de hectare. Vom îmbunătăți foarte mult, dar vom putea iriga până la 25.000 de hectare, ceea ce este extraordinar. Transformarea Crângului, și aici a fost iar o poveste cu prietena mea, doamna Haritina Crăiță, fie sănătoasă. Vrem să salvăm Crângul, să regenerăm și să redăm buzoienilor în toată splendoarea lui. Pentru că el se usucă și, domnule, tai Toma Crângul, nu, tai copacii uscați să-l putem regenera și pregătim proiectul să-l depunem pe fonduri europene acum. Am mai încă 13 hectare care am depus proiect acum ca să începem împădurirea asta pe malul râului Buzău. Sunt o mulțime de proiecte, pot vorbi la nesfârșit de treaba asta, că chiar sunt prins așa și pasionat de ce se poate, ce se întâmplă Buzăului și ce se poate întâmpla Buzăului. Deci, cum să vă spun, vă cer votul ca să putem continua, pentru că fără nicio problemă, așa, chiar sunt după 8 ani de zile, chiar pot să spun că am devenit primar. Că e o poveste, nu este, există școală de primari. Trebuie să vii cu o experiență și eu, chiar dacă am trecut și pe clipe groaznice în viața asta, am câștigat o experiență deosebită. Gândiți-vă că am condus mii de oameni, am avut mii de proiecte duse așa la capăt, cu nereușite, pici, te ridici, dar până la urmă se adună ceva și în cap și în inimă și poți să mergi mai departe. Pentru că primăria Buzău și o primărie în general, dacă vrei să faci treabă, să faci treabă bună, este o provocare foarte mare. Mult mai am condus, am avut în grupul ăsta la mine vreo 23 de firme. N-a fost ușor, absolut deloc ușor nici acolo. Dar aici sunt mult mai multe probleme și de toate felurile posibile. Ai și partea de investiții, dar ai și partea cu oamenii. Te așteaptă dimineața, mi-a venit fratele, l-a adus la Săpoca, la spitalul de nebun, n-am ce face cu el, dați-i. Nu intru în amănunte de astea sau n-am loc de veci, dați-mi ceva, faceți-mi ceva. Sunt o mulțime de probleme și încerc să le rezolv pe toate. Pică școala pe mine nu știu unde. Nu e cazul. Sunt o mulțime de chestii de astea care trebuie să le duci la capăt. Ochii deschiși, mi-am făcut și chestiile alea singur, Buzău City Report. Vă dați seama, am făcut socoteala, am pus la primărie. Băi, vedeți la câte am răspuns, mă. Doamneți, peste 10.000. 10.000, atenție. La care ați răspuns personal? Nu, răspuns personal, dar nu răspunsul personal. Eu pot să pariez că peste 90% din problemele ridicate de oameni au fost rezolvate. Probabil 10% sunt înjurături. Sau povești care nu s-au putut rezolva, pentru că sunt și chestii de astea. Dar acolo, de acolo am cules foarte multe idei și foarte multe chestii, pentru că în momentul se creează o presiune asupra ta. Nu mai avem timp deloc, domnule primar, dar vă invit mâine la Radio Campus pe 98 FM. La ora 14 mai vorbim despre proiectele pe care le aveți pentru Buzău. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi. Spor la treabă și succes! Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc că m-ați lăsat să vorbesc. Altădată îmi închideți imediat gura și... Așa fac de obicei? Da! Da. Nu, dar mai zic oamenii pe stradă, domnul Toma, cred că are ceva cu dumneavoastră, doamna Magda Ionescu. N-ați văzut, domnule, ce vă face? Ce-mi face, domnule? Domnule, nu vă lasă deloc să vorbiți. Eu cred că telespectatorii nu vă lasă, că ați văzut cât de... Da. Cât sună atunci când veniți și pentru a le răspunde la întrebările legate de probleme. O să ne revedem curând, domnule deci primar. Deci veniți la vot pentru că este foarte important. Indiferent pe cine v-ați vota, Buzăul ăsta trebuie să meargă mai departe. Succes! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnal. Seară bună! La revedere!